Bine v-am regăsit! Bâlciurile au fost mai spectaculoase și mai gălăgioase decât târgurile de animale. Spectaculozitatea a fost oferită de mulțimea corturilor rânduite în șir, de varietatea bogată a mărfurilor, printre altele cizmele de diferite forme și culori atârnate pe rude speciale duse până la corturi de ucenici. Atmosfera colorată a târgurilor a fost accentuată și de mulțimea târgoveților îmbrăcați în costume populare. La această atmosferă au contribuit și ofertele de mâncare. Să nu uităm nici de cortul în care puteau fi văzute tablouri interesante, mărite cu ajutorul lentilelor de lupă. Bâlciurile din mai și august au fost vizitate și de fotografii rapizi, care făceau poze mai ales pentru tinerii țărani îmbrăcați în costume naționale. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnalderechin.ro. Sunt Diana Elișiu, vă mulțumesc pentru atenție!